Vrei să mai faci facultate? Mai mergi la facultate? Pentru că nu mai aveam tragerea aia de inimă să învăț. Ei bine, răspunsul la întrebarea dacă am dat la facultate, dacă mai merg în continuare la facultate după ce am terminat liceul este... Hei, salutare gașcă, eu sunt Bibi. Da, Hani, iar e somnoros. Mă, Hani, mereu când filmăm vloguri, tu dormi pe tine. În fine, eu sunt Bibi, alături de mine este Hani. Salut, aici, pe bibișori și pe bibicanți. Bună, bună, bună. Mie mi-este somn, iar mami nu mă lasă în pace. Mereu vreau să filmez cu ea. Da, vreau să filmez cu tine, că tu ești... De ce râzi? Cât îți faci amele voce? Da. Da, vreau să filmez cu tine, că oamenii te vor. Dacă nu postezi ceva cu tine, oamenii deja îmi pun întrebări. Ce face Hani? Hani, de ce nu mai apare? Hani, de ce nu mai e în cadru? Hani, de ce nu mai e cu voi? Așa că dă să filmez cu tine. Acum o să las că să se odinească și noi ne continuăm vlogulețul. Acum să trecem la ale noastre serioase. Pe cine păcălesc? Ce serioase. Ne distrăm și glumim. Așa că, hei, salutare gașcă. Eu sunt Bibi, voi sunteți pe canalul meu de YouTube și în acest vlog, da, o să discutăm despre un subiect mai serios, dar într-un mod amuzant, pentru că eu sunt amuzantă. Mulțumesc. Înainte să începem clipul, nu uitați să rupeți acolo butonașul de like ca să răspundem la marea întrebare. Dacă am mai dat la facultate, dacă mai merg la facultate. Așa că rupeți acolo butonașul de like și hai să-i dăm drum. După cum vă spuneam, azi o să discutăm despre un subiect mai important și între voi, bibișorii mei, comunitatea mea frumoasă și mai anume facultatea. După cum bine știți, majoritatea înscrierilor la facultate s-au terminat și voi ați tot început să îmi puneți întrebări. Oricum, voi mi le puneați de dinainte, la ce facultate vrei să dai, dacă dau la facultate și așa mai departe. Însă acum, bineînțeles că despre asta este vorba, acum despre facultate, dacă merg la facultate și dacă da, la ce facultate, voi răspunde la curiozitățile voastre. Pentru că încă nu v-am anunțat nimic despre acest subiect, mulți dintre voi m-ați întrebat dacă mai dau la facultate. Adică întrebări de gen, vrei să mai faci facultate? Mai mergi la facultate? La ce facultate ai dat? Ei bine, răspunsul la întrebarea dacă am dat la facultate, dacă mai merg în continuare la facultate după ce am terminat liceul este... Da, bineînțeles! De parcă nu mă cunoașteți! Cum să nu dea Bibi la facultate? Bineînțeles că am dat la facultate, n-aveam cum să nu merg la facultate, mai ales că îmi doream foarte mult să mă înscriu la o facultate, pentru că mi se pare o perioadă foarte, foarte frumoasă și sunt de părere că toate trebuie să se întâmple la timpul lor, așa cum este cursul normal al unei vieți, pentru că pe story la un moment dat v-am anunțat că încă nu știu la ce facultate vreau să merg sigur și am primit întrebări de genul, vrei să stai un an pe bară să te gândești și apoi să mergi la facultate? Ei bine, nu. Pare că dacă aș fi stat un an pe bară, atunci clar nu aș mai fi mers la facultate, nu aș mai fi dat la facultate, pentru că nu mai aveam tragerea aia de inimă să învăț, să merg la cursuri și așa mai departe. Așa că am zis toate la timpul lor, merg la facultate acum, am știut exact la ce facultate vreau să merg și nu este conservator sau UNEATC, cum mulți dintre voi mă întrebați, pentru că mulți vă gândiți că dacă eu când ar fi trebuit să merg la conservator și pentru că sunt și actriță la UNEATC. Nu, nu am vrut să fac asta. Am vrut ceva cu totul și cu totul nou, dar în același timp să fie un picuț și din domeniu, dar nu doar dintr-un singur domeniu, adică muzica sau actoria. A fost ceva mai complicat, a fost mai așa și de asta la un moment dat am avut un moment în care n-am știut la ce facultate vreau să dau exact, trebuie să caut și să mă interesez super, super, super bine, să fiu sigură că este facultatea pe care mi-o doresc și da, este facultatea pe care mi-o doresc, ceva mai minunat de atât nu putea să existe, este exact ce-mi trebuie, ce vreau, nou, în același timp să descoper, să învăț și chestii noi, dar care să mă și ajute în cariera mea per total, nu doar pe o singură latură. Consider că am luat cea mai bună decizie pentru mine, iar întrebarea la care mulți dintre voi vreți să știți răspunsul, cred că cea mai des întâlnită întrebare, pentru că majoritatea dintre voi ați știut că o să dau la o facultate, era ceva clar, dar au existat și câteva întrebări de genul nu mai dai la facultate, pentru că încă nu vă anunțasem nimic în legătură cu subiectul ăsta. Întrebarea cea mai și cea mai pusă, la ce facultate ai dat? Ei bine, trebuie să recunosc că am dat la două facultăți, dar una dintre ele mi-o doream cel mai mult și la ce am intrat la buget și sunt foarte, foarte happy și proud of me, adică facultatea la care am intrat la buget este SNSPA, adică Școala Națională de Studii Politice și Administrative și mai exact eu m-am dus pe latura de comunicare și relații. O să discutăm mai multe despre această facultate, dar trebuie să vă anunț că a doua opțiune a fost universitatea,
facultatea de psihologie. Mulți dintre voi știați că vreau să dau la psihologie. Lucrul ăsta m-a pus foarte mult pe gânduri. Am zis că nu-i de mine, deși iubesc psihologia și îmi place atât de mult și știam că o să mă descurc atât, atât de bine. Am decis că, I don't know, pot să fac masterul sau mai știu eu ce. Da, am intrat și la facultatea de psihologie, dar eu mi-am ales SNSPA, comunicare și relații. Am zis că este mult mai potrivit pentru mine și în plus la această facultate, așa, ca fapt divers, pot să studiez și psihologia ca și disciplină opțională. Am cum să-mi aleg psihologia comunicării, ceea ce e perfect, adică fix asta este latura din psihologie care îmi plăcea cel mai și cel mai mult. Psihologia comunicării, pentru că despre asta este vorba. Și acum vreau să răspund la alte curiozități de ale voastre. O să iau așa câteva întrebări, 10 întrebări random, pentru că la cele mari și cele importante am răspuns oarecum, o să mai revenim asupra lor. Dar hai să vedem câteva curiozități despre subiectul ăsta, facultate, pe care voi le aveți. Apropo, vă aștept pe Instagram, bibi.oficial, aveți linkul în descriere. Cineva mă întreabă cum îți vei organiza sesiunile de învăța pentru examen. Ei bine, am soluția perfectă și sunt super, super fericită să vă arăt și vouă cum o să mă pregătesc eu pentru facultate, pentru că de la începutul clasei a 12-a mi-am imaginat cum o să fie facultatea și mi-am imaginat că o să fie o studentă super organizată și super bine pusă la punct cu absolut tot, cu toate materialele de învățat pentru sesiune și așa mai departe. Și mai ales că voi știți că eu consider că atunci când ești organizat ai timp să le faci pe toate, iar eu trebuie să fiu organizat ca să pot să împac cariera cu școala. Școala care pentru mine voi știți că este foarte importantă. Și în sfârșit mă bucur să vorbesc cu voi despre acest subiect și să vă arăt cum o să mă pregătesc eu pentru facultate. Ei bine, vreau să vă spun că ajutorul meu principal în ceea ce înseamnă organizarea pentru școală și sunt sigură că o să fie ajutorul meu de nădejde pentru facultate, pentru că așa mi-a fost și în clasa 12 și nu numai. Ei bine, site-ul paperie.ro. Aici de fiecare dată am găsit cea mai frumoasă largă de rechizite școlare. Instrumente de scris, agende, penare, lumânări parfumate și multe, multe altele. Fiți atenți că o să vă arăt cum o pregătesc eu pentru facultate. Vreau să vă arăt doar atât cât de multe culori am și cât de multe, multe, multe produse am primit de la Tabilo România. Fix așa ai găsit și pe Instagram. Oricum aveți linkurile în descriere. Și bineînțeles am primit super produse și de la Pentel România. Bineînțeles toate acestea sunt de pe site-ul paperie.ro. De acolo de unde puteți să vă achiziționați toate rechizitele școlare, mai ales că începe școala și sunt sigură că o să aveți nevoie. Vreau să vă arăt câteva dintre rechizitele pe care eu mi le-am ales pentru facultate și sunt sigură că o să mă ajute. O să încep cu penarul acesta. Sper că zic bine, Geeksta. Îl vedeți mai bine aici pe site. Îl deschidem împreună. Și pur și simplu mi se pare o alegere simplă pentru studenți și pentru elevi. Mi se pare că este super, super încăpător, este foarte bine compartimentat și țin să menționez că penarele Geeksta vin în 10 modele diferite, pline de culori. Acesta a fost cel pe care l-am ales eu și îmi place super mult. O să am loc să-mi pun aici toate text markerele și pixurile și așa mai departe pe care mi le-am comandat de pe paperie.ro, de la brandurile Stabilo și Pentel. Deci vreau să vă arăt, trebuie să recunosc, preferatele mele, text markerurile Stabilo Boss original. Ca să înțelegeți cât de mult îmi plac, eu am și setul de 23 de culori, cred că sunt aici, dar am vrut unele noi pentru că pe alea le-am super folosit în perioada bacului, m-au ajutat foarte mult să învăț mai ales operele alea la română și mi-am luat două seturi ca să fiu sigură că mi-ajung, zic eu, măcar pentru primul an de facultate. Da, cred că o să mi-ajungă două seturi. Îmi plac atât de mult probabil și pentru că aceste test markeruri sunt numărul 1 în Europa. Poate rezista până la 4 ore fără capac înainte de a începe să se usuce. Sunt geniale, mie îmi plac foarte mult culorile, sunt atât de vii și atât de mișto, încât trebuie și voi să le căutați pe paperie. Bineînțeles că eu sunt obsedată de culori și am vrut și niște culori pastelate, așa că mi-am luat Stabilo Swing Cool, care am văzut că acum este disponibil și în 6 nuanțe de culori super drăguțe pastelate. În plus, aceste 6 nuanțe drăguțe pastelate rezistă până la 4 ore fără capac și culorile își revin când capacul este pus. Următorul set care știu că o să mă ajute foarte mult și am vrut neapărat să-l am cu mine la facultate este Fineliner Stabilo Point 88. Este un set de 20 de culori, iar Stabilo Point 88 este perfect în a fi utilizat cu o riglă pentru imagini clare cu un contur foarte, foarte deosebit și subțire. Credeți-mă că de setul ăsta o să aveți nevoie
indiferent de mediul în care vă aflați, școală, universitate, muncă sau în momentele de creativitate de zi cu zi. Astea îmi plac rău de tot, sunt pixurile mele preferate și le foloseam de când sunt mică. Se numesc Roller Energel, sunt de la Pentel. Aceste pixuri vin în set de 12 culori din plastic. Să vi le arăt cum arată pixurile, câteva dintre pix. Sunt foarte colorate și foarte pigmentate, adică arată foarte bine pe foaie. Vă spuneam că o să aveți parte de un scris super, super fin și super lejer, pentru că ele folosesc o cerneală lichidă cu uscare super rapidă. Și așa, ca fapt divers, să știți că sunt perfecte pentru stângaci. Cu pixurile astea de obicei scrie și Anto, pentru că nu rămân pete și cerneală întinsă. Știți cum e la stângaci. Și mai am aici un set de 10 bucăți Roller Energel de la Pentel. Cam așa arată aceste pixuri, mie îmi plac super mult, sunt extrem de deosebite și vreau să vă spun că Energel oferă o senzație luxoasă, o experiență de scriere fină și fără efort, sinceră să fiu. Are o cerneală de înaltă performanță, combinată cu cele mai bune calități dintre cerneala lichidă și cea pe bază de gel. Și ultimul produs pe care mi l-am comandat de pe paperie.ro este acest caiet bulet, se numește, am aici și un pix, mi l-am pus, cel de la Pentel. Asta este negru. Și cu care scriu în acest caiet foarte, foarte mișto, pe care deja l-am făcut agenda mea. Este cu mine non-stop și mă ajută foarte, foarte bine să fiu organizată și să îmi pun toate lucrurile la punct. Are 206 pagini de hârtie și poate fi gestionată în mai multe moduri diferite. Cum ar fi? Eu, de exemplu, folosesc acest caiet ca pe o agendă. Mă ajută foarte mult să fiu organizată. Dar, de exemplu, voi dacă folosiți acest bullet journal, vă poate dezvălui obiceiurile zilnice și scopurile pe care le aveți, pentru că acest bullet journal este foarte bine structurat. Cam așa arată prima pagină. Și aveți aici niște chestii care vă pot ajuta să vă organizați zilnic, adică niște simboluri. Deci cam atât de bine m-am pregătit eu pentru facultate și sunt super ready și sincer să fiu, abia aștept să încep facultatea. Sunt foarte curioasă cum o să fie și simt deja că o să fie o experiență unică și de-a dreptul mișto. Așa că mulțumesc din suflet paperie.ro, Stabilo România și Pentel România că m-ați ajutat să fiu atât de bine organizată pentru primul meu an de facultate. Și să mai răspundem așa rapid la câteva întrebări. Uite, cineva mă întreabă ce materie ai la facultate. De exemplu, în anul întâi am teoria comunicării, introducere în relații publice, imagologie, introducere în sociologie și mi-e place foarte mult și abia aștept să descopăr și partea asta. Științe economice, am mare nevoie în viață să știu așa câte ceva despre economie, mai ales în domeniul în care sunt eu, așa că o să mă descurc super bine. Management și marketing, which is good, abia aștept. De exemplu, în anul 2 am istoria comunicării, teoria ale limbajului, cultură și comunicare, tehnici de redactare în relații publice. În anul 3 am mass media și societate, etică în comunicare, dreptul comunicării, strategii și tehnici de relații publice, gestionarea crizelor de imagine și multe alte materii care îmi sună foarte mișto și simt că o să fie mișto, ceva nou, dar oarecum în domeniul în care sunt. Următoarea întrebare: care a fost media cea mai mică de intrare la facultate? Bineînțeles că anul ăsta, din cauza COVID-ului și așa mai departe, nu s-au dat examene. Anul ăsta s-a intrat pe baza mediei de la BAC, iar la secțiunea asta în care m-am dus eu, comunicare și relații, pentru că mai sunt multe alte secțiuni din această facultate mare, SNSPA, cum ar fi publicitate sau ceva pe politică, nu mai știu exact. Pe mine partea asta m-a interesat și m-am dus pe secțiunea asta, comunicare și relații publice. Și am observat că, de exemplu, anul ăsta și nu numai, a fost și cea mai solicitată specializare, cea mai mare bătălie pe locuri au fost 10 pe un loc. Media la buget, unde am intrat eu, a fost de la 9.30 în sus. Eu având media de la BAC 9.41, am intrat la buget. Eu sunt super, super happy. Așa că o să fac facultatea pe care mi-o doresc. Nu uitați acolo să rupeți butonașul de like, să strângem multe, multe like-uri, dați mare share acestui vlog, postați pe TikTok partea voastră preferată. Și nu uitați să vă abonați dacă încă n-ați făcut-o și să apăsați și pe clopoțel ca să fiți notificați de fiecare dată când postez vloguri noi. Eu m-am pupat tare, 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 mua! Și ne vedem data viitoare.